Israel, pământ al făgăduinței, așa cum îl numesc paginile biblice. O bucurie pe care Moise a așteptat-o mai bine de 40 de ani, rătăcind în pustiu. În vechea tradiție ebraică, el este simplu numit pământul. Pentru creștini, este țara sfântă. Despre Israel s-au scris unele dintre cele mai interesante pagini din istorie. Numele i-a fost dat de Dumnezeu însuși lui Iacov și ulterior lăsat ca moștenire unui popor întreg, urmaș al acestui ultim patriarh biblic. Pentru orice pelerin care cercetează sensurile cuvintelor, Israel se traduce prin bărbatul care l-a văzut pe Dumnezeu. Pelerinul care explorează pământul Țării Sfinte nu mai contează pe identitatea profesională și nu se confundă cu vânătorul de suveniruri. În Israel, creștinii călătoresc alături de amintirea lui Isus, dacă nu cumva chiar îi calcă pe urme. Gândul că pământul sau cerul acesta, valurile mării și nesfârșitul pustiu au făcut parte din viața pământească a lui Isus, transformă vizita în Israel într-o experiență a regăsirii de sine. Fiecare simte că, într-un fel, ajunge acasă. Călătoria începe din Betleem. Deși atât de cunoscut, orașul situat la 10 km sud de Ierusalim este mic. Numărul locuitorilor nu depășește 25.000. În prezent, el se află în administrarea autorității palestiniene. Întrucât aici s-a născut și marele rege David, în religia mozaică, Betleemul este amintit întotdeauna cu respect. Pentru creștini însă, Betleemul este mult mai mult decât atât. Este orașul în care s-a născut Mântuitorul. Locul nașterii lui Isus este adăpostit de Biserica Nativității. Deși Sfântul Lăcaș este foarte mare, ușa de la intrare este surprinzător de joasă, din acest motiv fiind numită Ușa Smereniei. Potrivit tradiției creștine, ea a căpătat aceste dimensiuni cu scopul de a împiedica intrarea călare a păgânilor, astfel biserica nemai putând fi profanată. Odată depășită intrarea, pelerinul descoperă un ansamblu arhitectonic a cărui suprafață măsoară numai puțin de 12.000 de metri pătrați. Deasupra peșterii în care s-a născut Isus, împărțită în 4 încăperi, s-au ridicat de-a lungul anilor 3 biserici. Forma de astăzi a bisericii ortodoxe datează din timpul împăratului bizantin Iustinian cel Mare. În interior, biserica este susținută de 4 rânduri a câte 11 stâlpi de marmură, pe care sunt pictați Sfinții Apostoli, în afară de Iuda. Pardoseala păstrează încă o parte a mozaicurilor originale, descoperite în urma săpăturilor arheologice, părând să dateze din al 4-lea sau al 5-lea secol. Locul spre care se îndreaptă atenția tuturor se găsește sub altarul central al Bisericii Ortodoxe. Grota Nașterii, peștera unde s-a născut Mântuitorul. Ea a fost descoperită, potrivit tradiției, de Sfântul Iustin Martirul și filozoful,
În partea ei de răsărit este păstrat locul în care a fost culcat pruncul. Steaua de argint, îngropată în marmură, indică locul exact al nașterii, iar deasupra ei străjuiesc aprinse în permanență 15 candele. Nu departe de peștera nașterii Domnului, dar lângă un altar catolic, este săpată și peștera fericitului Ieronim. Acesta este unul dintre marii părinți apuseni ai bisericii. Lui i se datorează traducerea în limba latină populară a Bibliei, cunoscută sub numele de Vulgata. Potrivit tradiției, Vulgata a fost scrisă în această peșteră, iar numeroasele inscripții dau mărturie amintirii pioase pe care memoria creștinilor îi o păstrează acestui distins reprezentant al creștinismului apusean. Foarte aproape de așezământul nativității se află și un alt loc de pelerinaj, consacrat de tradiție sub numele de Grota Laptelui. Creștinii cred că aici pruncul Iisus a fost alăptat. Istoria sfântă a credinței creștine începe însă înainte de nașterea Domnului, în orașul Nazaret, aflat în Ținutul Galilei. Numele lui se traduce prin cel care păzește sau cel care urmărește cu privirea. Aceasta pentru că micul oraș este așezat pe vârful unui munte. Mărturiile Scripturii și ale tradiției creștine arată că în Nazaret a avut loc buna vestire, când Arhanghelul Gavril i-a descoperit Fecioarei Maria nașterea mai presus de fire a Fiului lui Dumnezeu. Evenimentul a așezat Nazaretul pe harta lumii creștine, aici fiind construite și două biserici, Biserica Ortodoxă, închinată Arhanghelului Gavril, și Biserica Catolică a Bunei Vestiri. Din Nazaret, ne îndreptăm spre Iordan, râul devenit graniță între Israel și regatul Iordaniei. Acesta izvorăște din munții Antiliban și se varsă în Marea Moartă, printr-o deltă cu două brațe. Este una dintre cele mai importante surse de apă ale regiunii, reprezentând chiar obiectul unor îndelungate dispute politice sau armate între Israel, Liban, Siria și Iordania. Valea Iordanului este câmpia fertilă a Israelului, iar apele sale devin potabile pentru o mare parte a locuitorilor regiunii doar în urma prelucrării în instalațiile de purificare. Acum aproape 2000 de ani, cel mai mare proroc al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul, îl boteza pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, într-una dintre zonele deșertice pe care le străbate Iordanul. Tradiția spune că locul real al botezului se află pe malul iordanian al râului. Deși, cu timpul, râul Iordan și-a schimbat de câteva ori albia, locul botezului a fost marcat și protejat prin mici amenajări hidrografice speciale. În ziua de bobotează, apele Iordanului curg în sens invers. Numeroșii pelerini care petrec sărbătoarea în aceste ape fiind martorii minunii. La câteva sute de metri de locul botezului a fost ridicată o biserică de rit grec-ortodox, oarecum stingheră în acest pustiu. Aici au găsit adăpostul doi dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai vieții monahale, cuviosul Gerasim de la Iordan și cuvioasa Maria Egipteanca. Ei și viața lor sunt zugrăvite pe pereții bisericii, construită foarte aproape de râu. Thank you.
Nu departe de Iordan se află și drumul care duce spre Carantania. Aici a fost ispitit Iisus după botez. Mănăstirea prin care a fost cinstit locul, înconjurată de ziduri înalte, creează impresia că acolo se află o puternică fortăreață. Prima atestare documentară a ridicării ei datează din anul 340. Aici este locul botezului Mântuitorului Hristos la ieșirea Iordanului și la intrarea lui în Marea Moartă. Muntele Nebo, locul unde a murit Moise. Mai jos este muntele acesta unde a murit Aron. De aici până aici sunt vreo 220 de kilometri. Aici este orașul Madaba, orașul mozaicurilor și este un singur oraș creștin din Iordania. Iar aici sus este capitala Amman. Pelerinul, dornic de a cunoaște realitățile biblice la fața locului, trebuie să știe că în Iordania, pe al cărei teritoriu se află adevăratul loc al botezului Domnului, pot fi întâlnite și alte obiective de pelerinaj foarte importante. Pe teritoriul iordanian se ridică și unul dintre munții importanți ai paginilor biblice, muntele Nebo. Urcușul pelerinului, care dorește să respire aerul tare al înălțimilor, șerpuiește printre stâncile sterpe. Abia câte un tufiș mai colorează invariabila nemărginirea pietrelor și a nisipului. La poalele acestui munte s-au oprit evreii, în ultimul popas din lunga lor călătorie spre Țara Sfântă. Deși a fost primul care s-a bucurat de priveliștea pământului făgăduit, Moise a murit aici, fiind îngropat într-un loc și acum necunoscut. În cinstea lui au fost ridicate o bazilică bizantină și un monument. În zare poate fi văzut Ierihonul, un teritoriu neobișnuit de verde pentru peisajul arid. Puțin mai la stânga, Marea Moartă dă semne că, totuși, pustiul nu a înghițit cu totul urmele civilizației, iar crucea metalică din vârf aproape că mângâie norii desprinși din apa sărată a mării. La 80 de kilometri spre sudul Mării Moarte, pe același teritoriu al Iordaniei, se află un oraș-cetate a cărui frumusețe a făcut propria istorie să intre în eternitate. Petra. Pelerinul care vizitează Iordania în căutarea urmelor profetului Moise din munții Sinai sau Nebo, sau pe cele ale lui Iisus pe malul Iordanului, nu poate rămâne nepăsător în apropierea orașului numit Perla Iordaniei sau Orașul Roz, datorită culorii stâncilor din care este construit. UNESCO l-a trecut în lista monumentelor de patrimoniu mondial.
Petra a fost capitala regatului Nabatea, cucerit de romani în anul 106. Standardul de civilizație al locuitorilor săi a făcut din Petra una dintre cele mai de seamă reprezentante ale confortului urban din acele vremuri. Au fost săpate aici, în stânca moale, nenumărate morminte și câteva temple, un anfiteatru, clădiri administrative și un ingenios sistem de aducțiune a apei. În piața centrală se înalță maestoasă fațada celui mai important mormânt, iar cel care cunoaște Iordania doar din fotografii va avea o revelație admirând această realizare arhitectonică întru totul excepțională. Tot în Iordania, ne îndreptăm apoi spre Madaba, supranumit orașul mozaicurilor. Biserica de rit grec-ortodox întâlnită aici, cu hramul Sfântului Gheorghe, păstrează încastrată în pardoseală o hartă impresionantă, unde poate fi urmărită în detaliu configurația geografică a vechii Palestine și a deltei Nilului. Harta numără peste 2 milioane de piese colorate de mozaic și datează din secolul al VI-lea după Hristos. Aici întâlnim cea mai timpurie reprezentare a Ierusalimului, numit Orașul Sfânt. Nu este de mirare că o astfel de hartă și-a găsit găzduire într-o biserică a creștinilor. Ea era, de altfel, catedrala episcopală a unui arhiereu care a participat la al 4-lea sinod ecumenic de la Calcedon în anul 451. După această mică incursiune în regatul Iordaniei, revenirea în Israel are loc tot în provincia Galileea, locul în care misiunea lui Iisus ca fiu al lui Dumnezeu a fost pentru prima dată recunoscută în public. Chiar dacă am aflat că în Iordania se află adevăratul loc al botezului Domnului, faptul fiind consemnat de Sfântul Evanghelist Ioan, și în Israel, mai precis în Galileea, este amenajat un astfel de loc. Spațiul le este oferit pelerinilor, mai ales datorită atmosferei reconfortante, creată de plantele marine sau păsările gălăgioase. Tradiția arată că, în primele secole creștine, la Bobotează, mulți aspiranți la religia creștină primeau aici taina botezului. Mulți dintre ei vin așadar la Iordan să se boteze, fiind îmbrăcați în cămăși lungi, albe. De jur împrejurul sitului a fost ridicat un zid de protecție, de pe care poți citi relatarea biblică a botezului în aproape toate limbile pământului. Călătoria continuă cu orașul în care Iisus a săvârșit prima minune. La nunta din Cana Galilei, el a ascultat rugămintea Maicii sale de a-i ajuta pe nuntașii al căror vin se sfârșise. În biserica de aici se mai păstrează și acum două dintre vasele mari de piatră, în care iudeii păstrau apa folosită la trebuințele cotidiene. Iisus a prefăcut apa din aceste vase în vin chiar la nunta lui Simon Zelotul, care, conform tradiției, i-a devenit mai târziu apostol. Mirele zugrăvit pe pereții bisericii este grabnic ajutător a celora care îi se roagă pentru căsătorie. Locul acestei minuni este străjuit de o frumoasă fântână, a cărei prezență amintește de firea schimbată a apei.
Alăturat bisericii se află un mic magazin de unde pelerinii își pot procura acel vin de Galileea, celebru pentru gustul său unic. Orașul în care Iisus a devenit cunoscut cu adevărat a fost Capernaum, aflat pe malul lacului Tiberiadei. De aici, Iisus i-a chemat la apostolat pe primii săi ucenici, Andrei și Petru. Săpăturile arheologice au scos la lumină câteva dintre ruinele anticului Capernaum, între care pot fi incluse o casă cu însemne creștine și o biserică datând din secolul al IV-lea. Orașul de pescari, Capernaum, este așezat pe malul lacului Tiberiadei, înspre nord. Acesta mai este numit și lacul Galilei, sau Marea Galilei, cunoscută pentru două minuni făcute aici de Iisus, mersul pe apă și pescuirea minunată. Pelerinii care vor să fie purtați de curenții marini pot să o facă prin deplasarea cu una dintre embarcațiunile numite impropriu corăbii ale lui Iisus. Cu toate că motorul diesel nu făcea în acele vremuri parte dintre uneltele care sprijineau pescuitul, emoția străbaterii apei, supusă odinioară puterii lui Dumnezeu, lasă o impresie unică. Nu departe de Capernaum, pe țărmul aceleiași mări a Galilei, se află o localitate mai mică, Tabca. Localitatea mai este numită și orașul celor 7 izvoare, dintre care au fost identificate până acum doar 5. Tabca a rămas celebră în creștinism pentru minunea înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești care au săturat mulțimea rămasă fără hrană. Spre cinstirea acestui moment, a fost ridicată aici o biserică, primele ei ruine fiind descoperite în 1932. Pardoseala în mozaica bisericii conține reprezentarea celor 2 pești și a unui coș cu pâine, iar în curtea mănăstirii, un mic iaz încearcă să dea viață măcar în parte unui trecut mai vechi de 2000 de ani. Spre sud-estul Mării Galilei se află muntele Tabor. Numele său, derivat al numelui unui zeu, nu este evreiesc, ci fenician. Înălțimea Taborului este de 563 de metri de la nivelul mării și 500 de metri de la nivelul câmpiei care îl înconjoară. Cei care urcă muntele vor avea parte de una dintre cele mai frumoase priveliști ale Văii Israel. Acesta este locul sfânt al schimbării la fața Domnului, pe care creștinii ortodoxi o serbează la 6 august. Pe Tabor au fost ridicate două așezăminte religioase, o mănăstire ortodoxă și o biserică franciscană. De mănăstirea ortodoxă este legat numele unui ieromonah român, Irinarh Roseti. Acesta, stareț pentru 25 de ani la mănăstirea Horaița din binecuvântata Moldova, a dorit să-și desăvârșească lucrarea mântuirii la locurile sfinte. Din acest motiv,
el s-a îndreptat spre Galileea, punând temelia bisericii Schimbarea la față de pe muntele Tabor. Coborând pe firul Iordanului, cu 400 de metri sub nivelul mării, din călătoria noastră nu poate lipsi orașul Ierihon. Numeroasele cercetări arheologice au demonstrat existența milenară a acestei cetăți, considerată chiar cel mai vechi oraș din lume. Pânza freatică bogată face din Ierihon una dintre cele mai cunoscute oaze ale acestor pustiuri, dându-i supranumele de Orașul Palmierilor. Ierihonul este însă mult mai cunoscut pentru întâmplările care l-au avut ca personaj central pe Iisus. Despre acest oraș, se crede că ar fi fost centrul administrației fiscale a iudeii. Înțelegem și de ce Zaheu, mai marele încasatorilor de impozite, locuia aici. După ce l-a cunoscut pe Iisus, vameșul corupt a devenit protectorul smerit al săracilor. Azi, sub un înveliș protector de sticlă, este conservată o rămășiță a sicomorului din care Zaheu l-a privit pe Iisus intrând în oraș. La câțiva metri distanță a fost construită și o biserică. Pereții ei găzduiesc imaginile altor întâmplări petrecute aici. Celebra scenă a pildei samaritanului milostiv sau vindecarea orbului Bartimeu. La Ierihon, Biserica Ortodoxă Română a organizat un așezământ românesc, al doilea de acest fel pe pământul Țării Sfinte, după cel din Ierusalim. Obștea de Maici, cunoscută sub titulatura de Centrul Român de Studii Biblice și Pelerinaj, a fost construită cu mari sacrificii. Suprafața aflată în purtarea de grijă a românilor ortodoxi a crescut cu timpul la 3.000 de metri pătrați. Biserica așezământului, sveltă, cu o singură turnă, a fost ridicată în stil bizantin. Programul liturgic se desfășoară atât în Biserica Mare cu două hramuri, Nașterea Domnului și Duminica Sfinților Români, cât și în Paraclisul cu Hramul tuturor Sfinților Palestinei. Așezământul monahal, început în anul 1999, este înconjurat de clădirile anexe cu trei etaje, unde pelerinii sunt găzduiți într-un primitor loc de refacere. Pictura în stil bizantin încântă prin frumusețe și echilibru, iar cumpărarea odoarelor sfinte și finisajul clădirilor au fost posibile datorită contribuțiilor venite din partea Patriarhiei Române și a pelerinilor. În Ierusalim funcționează reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte. Spațiul găzduiește biserica al cărei hram este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Activitatea pastoral-misionară desfășurată aici se axează pe serviciul liturgic susținut zilnic în regim de mănăstire. Așezământul din Ierusalim este nu doar un obiectiv vizitat cu încredere de pelerinii veniți din România,
ci și un punct de plecare al pelerinajelor organizate pentru românii din Israel sau diaspora. Mulți dintre ei se simt legați duhovnicește de aceste locuri, cerând sfatul părinților slujitori din toate punctele globului. Dominând întinderile din apropierea Ierusalimului, Muntele Măslinilor este locul desăvârșirii misiunii lui Iisus pe pământ. Înălțarea cu trupul la cer a Domnului încheie pe aceste înălțimi elanul creștinilor angajați în fixarea geografiei spirituale a locului. Pe platoul din vârf au fost ridicate de-a lungul timpului numeroase biserici și mănăstiri, grecești, siriene, armene sau egiptene. Numeroasele lupte duse pentru cucerirea muntelui au făcut însă ca din ele să se fi păstrat astăzi doar părți de mozaicuri, fragmente de coloane sau morminte creștine. Aici viețuiesc aproximativ 50 de monahi și monahii, proveniți din aproape toate țările ortodoxe. Ctitor al primului așezământ creștin pe Muntele Măslinilor a fost Sfânta Împărăteasă Elena, nu întâmplător, numele mănăstirii este Eleon și există indicii că aici a fost descoperit îngropat chiar capul Sfântului Ioan Botezătorul. Locul este marcat în pardoseala din mozaic a Bisericii Ortodoxe. Lângă el se observă câteva pete roșii care, potrivit tradiției, reprezintă urmele sângelui martirilor creștini uciși pentru credință de-a lungul timpului în acea biserică. Coborârea de pe Muntele Măslinilor, nu foarte lină, duce spre o biserică ale cărei asemănări cu locul israelian al botezului Domnului țin de inscripțiile ordonate pe zidurile împrejmuitoare. Rugăciunea Tatăl nostru, cea mai însemnată rugăciune a tuturor creștinilor. Inscripții în 35 de limbi înconjoară mănăstirea călugărițelor carmelite, construită în 1920. Un perete sudic găzduiește și textul în limba română, chiar în interiorul bisericii. Este cu neputință ca, pășind în aceste locuri, să nu rostești și rugăciunea căreia creștinii au spus rugăciunea domnească. Coborând pe îngusta pantă care ne apropie de un alt loc de pelerinaj, nu ne putem abate privirea de la Marele Cimitir Evreiesc. Poziția tuturor mormintelor este identică, defuncții fiind îngropați cu fața către Ierusalim, pentru ca, la judecata de apoi, toți să-L poată privi înviați pe Mesia în Cetatea Sfântă. Puțin mai jos de cimitir, întâlnim un nou lăcaș creștin, aflat în grija călugărilor franciscani. Numele lui latin este Dominus Flevit, ceea ce se traduce prin cuvintele Domnul a plâns. Edificiul a fost ridicat în amintirea mustrării pe care Iisus a adus-o împotriva Ierusalimului și a omenirii lipsite de credință. Locul pe care a fost construită biserica Dominus Flevit a aparținut în primele secole bizantinilor, mozaicurile deosebit de frumoase, care datează din secolul al IV-lea, fiind păstrate până azi. De aici, panorama unuia dintre zidurile vechii cetăți sfinte îndeamnă la un prim moment de meditație asupra însemnătății acestui oraș pentru istoria creștină.
Părăsind curtea mănăstirii, intrarea în cetatea Ierusalimului este întreruptă de o altă oprire, grădina Ghețimanii. Numele grădinii s-ar traduce din limba ebraică prin teasc de ulei. Ca și pe muntele măslinilor, și aici, trunchiul bătrân al arborilor cu fructe pentru undelemn împânzesc locul. Cu siguranță că toți măslinii sub care a fost prins Iisus au dispărut, însă lăstarii lor au păstrat vie grădina. Măcar virtual, tensiunea ultimelor clipe anterioare patimilor Domnului poate fi reconstituită, așadar, de evlavia pelerinilor. Un mic monument a fost consacrat retragerii lui Iisus dintre ucenicii săi pentru a se ruga, pentru sine, pentru apostoli și pentru întreaga lume. Existența unui lăcaș de cult creștin în acest loc este extrem de veche, în secolul al IV-lea fiind deja dovezi în acest sens. Biserica din grădina Ghețimanii, ale cărei dimensiuni sunt impresionante, se află chiar în pragul grădinii. Numită și Biserica tuturor națiunilor, ea adăpostește mica bucată de stâncă de pe care și-ar fi rostit Iisus, îngerunchiat, ultima rugăciune. Interiorul bisericii este decorat cu mozaicuri minunate, care înfățișează scenele întâmplate în grădina Ghețimanii. Ferestrele de culoare albastră permit luminii să se împrăștie difuz în interior, ceea ce oferă stării de rugăciune un mister aparte. Mormântul Maicii Domnului, ultima oprire înainte de intrarea în Cetatea Sfântă, se află în partea de nord a grădinii Ghețimanii, într-o peștere adâncă, săpată în piatră. Aici, Sfânta Împărăteasă Elena, între anii 325 și 337, a zidit o biserică, distrusă ulterior de perși în anul 614. În secolul al XI-lea, cruciații au înălțat o altă biserică, semi-îngropată, care se păstrează până astăzi. Pentru a ajunge la mormântul Maicii Domnului, trebuie să cobori în adâncul bisericii, acolo unde, în atmosfera spiritualizată de liniște și de lipsa luminii naturale, se adunaseră și Sfinții Apostoli pentru a priveghea. Mormântul Maicii Domnului este ultima oprire a pelerinului înainte de intrarea în Cetatea Sfântă. Calea este deschisă acum de poarta Sfântului Ștefan. Dintre toate fragmentele de zid, cu adevărat celebru, este zidul plângerii, ultima rămășiță a celui de-al doilea templu iudaic, dărâmat de romani în anul 70 după Hristos. Acesta este unul dintre cele mai mari simboluri ale statului Israel și al religiei mozaice. Cei mai mulți evrei vin aici pentru a se ruga, iar crăpăturile dintre blocurile masive de piatră sunt pline de bilețele pe care sunt scrise dorințele credincioșilor. În apropierea zidului, funcționează o școală rabinică, iar cei care se apropie de acest loc considerat sacru trebuie să aibă întotdeauna capul acoperit. Unul dintre cele mai cunoscute și impunătoare edificii creștine din Ierusalim
este Biserica Adormirii Maicii Domnului de pe muntele Sion. Locul seamănă cu o fortăreață, din mijlocul căreia se ridică biserica. Turla ei, inconfundabilă în întreg Ierusalimul, domină panorama orașului prin forma geometrică perfectă. În curtea interioară, pelerinii sunt pregătiți pentru ceea ce înseamnă, poate, cea mai importantă călătorie din viața lor. Pe de o parte, în plan imediat, este vorba de Marea Cetate a Ierusalimului. Pe de altă parte, adormirea Maicii Domnului este exemplul marii călătorii pe care fiecare creștin o va face în Împărăția lui Dumnezeu la încheierea vieții. Nu departe de această biserică se află un alt important loc de pelerinaj, mormântul regelui David. Pe una dintre îngustele alei care înconjoară Biserica Adormirii, întâlnim statuia psalmistului, în atât de cunoscută ipostază a regelui cântăreț, cu harpa. Într-una dintre clădirile alăturate, mormântul lui, construit ca un imens sarcofag, este străjuit de un loc de rugăciune special amenajat. De cele mai multe ori, vei întâlni în biblioteca de aici câte un evreu zelos care cercetează concentrat litera Vechii Scripturi. Când studiul în bibliotecă este afectat de ochii publicului curios, acoperișul mormântului poate servi la fel de bine aceluiași scop nobil. De aici, Ierusalimul se descoperă ca o cetate vastă, ridicată pe stâncă și pietre, din loc în loc, turla unei biserici creștine sau minaretul unei moschei, arătând în ce măsură acesta este prin excelență un oraș al religiei. Nu departe de locul în care am identificat mormântul regelui David, se află foișorul cinei de taină. După cum îi spune și numele, aici, la etaj, Mântuitorul a cinat pentru ultima oară cu ucenicii săi, în ziua de joia săptămânii, cunoscută pentru creștini ca Joia Patimilor. Aici a intrat după înviere Iisus, prin ușile încuiate, și tot aici s-a pogorât și Duhul Sfânt la sărbătoarea Cincizecimii. Din acele timpuri nu s-a mai păstrat decât o clădire de epocă, datând din secolul al XIV-lea, care a pierdut orice legătură cu stilistica interioară a vechiului foișor, în care au șezut Iisus și ucenicii săi. Ultima oprire a pelerinului, înaintea celei mai importante călătorii din interiorul Ierusalimului, are loc în Biserica Nașterea Maicii Domnului. Este o biserică impunătoare, unde sunt reprezentate câteva personalități marcante ale istoriei biblice. Sub nava centrală a bisericii se află o galerie care duce până la grota unde s-a născut Maica Domnului. Aceasta a fost ultima oprire a pelerinului înainte de intrarea pe un nou drum pe care creștinii de pretutindeni îl cunosc sub numele de Via Crucis sau Via Dolorosa. Drumul Crucii pornește de la ruinele fostei cetăți romane Antonia, adică de la reședința lui Pilat până pe Golgota, cale de aproape un kilometru. Creștinii se opresc aici, într-un prim moment de reculegere, pentru amintirea condamnării lui Iisus la moarte prin răstignire, în curtea casei lui Pilat. Locul se numește Gabata, tradus în scriptură ca pardosit cu pietre. Aici a avut loc procesul lui Iisus. După sentință, Pilat l-a prezentat pe Iisus iudeilor strigând: "Iată omul!" Ne aflăm la începutul supliciului Domnului, care cu smerenie dumnezeiască își va purta crucea pe umeri de unul singur. Locul este considerat a doua oprire de pe traseu. Înainte de a-i se pune crucea pe umeri, Domnul a îndurat biciuirea și batjocura soldaților romani. Ei l-au dezbrăcat, oferindu-i în schimb
o pelerină roșie, murdară și ruptă, și au pus pe cap cununa de spini. A treia oprire de pe Via Crucis amintește de prima cădere a lui Isus sub povara suferinței, iar la a patra oprire Isus a întâlnit-o înlăcrimată pe maica sa. La oprirea a cincea a rămas săpată în stâncă urma palmei drepte a Mântuitorului, sprijinit pentru a se odihni o secundă sub povara crucii. Simon Cirineanul a devenit aici primul om din mulțime care l-a ajutat pe Domnul în suferința sa sfântă. Urcând, ne aducem aminte și de Sfânta Veronica, cea care, cu marama ei, i-a șters fața Domnului de sudoare și sânge, după care Iisus a căzut a doua oară la pământ. Via Crucis continuă cu a opta oprire. După ce am străbătut o străduță plină de bazaruri arabești, unde atmosfera spirituală lipsește cu desăvârșire. Marcajele de pe ziduri te smulg parcă din această lume agitată, aducându-te mai aproape de femeile care îl plângeau pe Iisus. După ce ocolim o clădire veche, ale cărei obloane căzute mai trădează noblețea de altădată a locului, intrăm în curtea Bisericii Sfântului Mormânt, unde Iisus a căzut pentru a treia oară. Este punctul terminus al călătoriei noastre spirituale. Aici, odată intrați în biserică, timpul nu mai are dimensiuni, ci doar însemnătate și veșnicie. Inscripția de deasupra intrării le propune pelerinilor acest loc al reculegerii și al minunii. Închinătorule, intră într-o bucurie a Domnului, în cerul plin de lumină. În trecut, Golgota era o colină stâncoasă la marginea Ierusalimului, unde se ispășeau condamnările cu moartea prin răstignire. Cuvântul se traduce prin dealul căpățânii, așa cum îl consemnează tradiția iudaică, în acest loc fiind bănuit că se afla îngropat craniul lui Adam. Crucea lui Iisus, dezbrăcat de haine, a fost înfiptă chiar în acest loc, iar sângele curs din rănile mântuitoare a împăcat lumea cu Dumnezeu în scena tragică a răstignirii Fiului Său. Fiul lui Dumnezeu și al omului, întins pe cruce, a îndurat umilința până la moarte, chiar și din partea unuia dintre cei doi tâlhari, împreună cu el răstigniți, de-a dreapta și de-a stânga. De lângă cruce, Maica sa îndurerată și Evanghelistul Ioan, ucenicul iubit, îi priveau hulind pe cei care cu puține zile înainte îl aclamau la intrarea în Cetatea Sfântă. Iar pentru toate acestea, Iisus a cerut iertare în numele celor ce nu știu ce fac. Și și-a dat ultima suflare. Sfinții evangheliști arată că Iisus a fost pus în mormântul nou al lui Iosif din Arimatea, într-o grădină, iar femeile mironosițe l-au uns cu aromate, apoi l-au înfășurat în giulgiul de îngropare. Locul, cunoscut ca Piatra Ungerii, este protejat de o lespede roșiatică, pe care credincioșii îngenunchează cu mare evlavie, sărutând-o sub candelele suspendate deasupra marmurei.
Ne oprim pentru ultima dată înaintea unei construcții mici, neobișnuite. Intrarea scundă, străjuită de candele aprinse cu sfânta lumina învierii, deschide biserica Sfântului Mormânt. Întâi capela Îngerului, apoi locul unde trupul lui Iisus a rămas sub paza romană, în spatele unui bloc masiv de piatră. Nimeni nu știe cum. După 3 zile, mormântul a fost deschis noaptea de un înger pentru întâmpinarea celui mai mare triumf asupra morții. Hristos a înviat! Aici sunt rostite cele mai sfinte rugăciuni. Aici, lacrimile de durere și speranță se înalță cu cea mai mare intensitate spre cer. Momentele unice îți dau acea fericire care te cheamă de fiecare dată la Ierusalim. Întunericul bisericii este luminat de cupola deschisă spre cer. Dinspre ea coboară sfânta lumină, păstrată de mai bine de 1000 de ani în Biserica Învierii, așezată spre răsărit, chiar în centrul spiritual al lumii. Aici este cel mai sfânt loc de pe pământ.